un suflet va pleca la Domnul. Domnul să le binecuvânteze. Apoi am avut o vedere pentru sora Frunza. Domnul să te binecuvânteze. Ridică-te în picioare. S-a făcut vederea, era înaintea ta un foc. Și am întrebat pe Domnul, ce reprezintă focul acesta? Și Domnul a spus în felul următor. Pregătește-te. Dacă nu poți să stai în post, veghează în rugăciune. Este îngăduit de Domnul să treci printr-un cuptor de foc. Domnul să te binecuvânteze și Domnul să aibă milă de fiecare. Amin.